Suntem pe secțiunea 3, autostrăzii Sibiu-Pitești, unde au loc săpături cercetări arheologice preventive în vederea descărcării terenului de sarcină arheologică. Bună ziua, numele meu este Corina Borș, sunt arheolog expert și cercetător științific în cadrul Muzeului Național de Istoria României. Începând de anul trecut, coordonez lucrările de arheologie preventivă ocazionate de construirea secțiunii 3 a autostrăzii Sibiu-Pitești, porțiunea dintre localitățile Cornetul, județul Vâlcea, și către sud, până la Ticveni, în județul Argeș. În momentul de față, vă rog să ne spuneți în câte situri arheologice se desfășoară aceste săpături preventive. În acest moment lucrăm în două situri. Unul dintre ele, situl numărul 1, este localizat în zona de la Bârseștii de Jos, în raza comunei Ticveni, iar celălalt este cel unde ne aflăm în acest moment, pe raza localității Rudeni, situl numărul 3. În momentul de față, care sunt cele mai importante, să le spunem, descoperiri de artefacte în aceste două situri? Am să vă spun și corelat cu ceea ce s-a întreprins deja în campania 2023, pentru că noi am început să lucrăm de un an aici. În primul rând, șansa de a efectua asemenea cercetări pe suprafețe ample, dar strict în ampriza viitoarei autostrăzi, ne oferă prilejul unei mult mai aprofundate cunoașteri din punct de vedere istoric și arheologic a anumitor microzone. În cazul de față discutăm pentru județul Vâlcea de zona Văii Băiașului, iar în partea județului Argeș de Valea Topologului, unde ne aflăm în prezent. Descoperirile datează din perioada de final a preistoriei, dacă vreți, din a doua epocă a fierului. Este un grup arheologic bine cunoscut, denumit Ferigile, și merg până în perioada contemporană. Sunt vestigiile unei importante bătălii din primul război mondial, așa numită bătălie de la Sălătrucu, dar care practic urmele acestor lupte importante sunt cunoscute undeva din zona localității Cepar și până în partea cealaltă către Racovița. Există de asemenea descoperiri de perioadă medievală. Aș puncta o descoperire făcută anul trecut de inițial situ delimitat de colegii de la Muzeul Județean Argeș din Pitești și ulterior cercetată de colegii de la Muzeul Județean Vâlcea sub coordonarea colegului nostru Ionuț Tuțulescu, o așezare, haideți să-i spunem, țărănească, dar în mediu montan, de secol 16. Chiar sunt rarisime asemenea descoperiri, pentru că, vă rog să mă credeți, nu merge oricine pe coclauri să facă cercetări. Noi, practic, mergem înaintea constructorului pentru a da cale liberă. Bun, asta am înțeles-o, dar aș vrea totuși să-mi punctați în momentul de față pe acest sit arheologic care este relevanța acestor artefacte din această necropolă medievală. Este o foarte interesantă corelare între ceea ce aveam cunoscut din documentele istorice și ceea ce arheologia vine în completare. În acest moment discutăm de identificarea unei zone de habitat medieval, deci partea, probabil, limitele unei așezări datând din perioada Evului Mediu și imediat adiacent ei o zonă funerară, un cimitir, în care nu trebuie să vă imaginați o populație foarte bogată, dar în inventarul acestor morminte sunt descoperiri care ne ajută la rafinarea cronologiei. Sunt mici obiecte de podoabă, câteva monede, o serie de artefacte din ceramică care vin să completeze istoria acestei zone. Bun, publicul când va avea șansa să vadă aceste artefacte într-un muzeu, într-un institut de cercetare? Etapele sunt destul de îndelungate, am să îndrăznesc să spun. Cercetarea este cea care se desfășoară în ritmul cel mai rapid. Conform contractului există asigurate fondurile pentru restaurare. Prima ocazie pe care noi sperăm să o avem deocamdată în format nu propriu-zis fizic, fotografii și ale tuturor acestor descoperiri, intenționăm de zilele europene ale arheologiei să deschidem aici, în organizarea de șantier a constructorului de la Cepari, pe modelul european al arheologiei publice, o expoziție fotodocumentară cu primele rezultate. De asemenea, facem o serie întreagă de comunicări. Foarte probabil sperăm că pe finalul anului viitor am putea organiza o primă expoziție temporară cu aceste descoperiri.
Pe aceste șantiere lucrați și cu voluntari, cu studenți sau numai cu specialiști? Deocamdată nu am luat în calcul. Am să vă spun punctul meu de vedere. Este foarte complicat pentru că sunt măsuri de securitate, echipamente care trebuie purtate. Accesul în șantier nu este vine și se plimbă oricine. Este mai greu. Am să îndrăznesc să spun că trebuie să fie și o anumită disciplină. Probabil cu voluntari este mai dificil de gestionat în acest moment. Nu cunosc în România, cel puțin noi ce am lucrat la Muzeul Național de 30 de ani, nu am avut deocamdată implicați și voluntari. Nu ne opunem ideii, dar este mai complicat de gestionat. Și aș mai dori în final să vă întreb cât de relevante sunt aceste săpături arheologice preventive pentru patrimoniul cultural național, cât și pentru patrimoniul local al acestor zone. Pentru amândouă categoriile de patrimoniu, îndrăznesc să vă spun că sunt foarte importante. De exemplu, pentru Valea Topologului, erau cunoscute săpături făcute în finalul anilor 60 și anii 70 de regretatul academician Alexandru Vulpe. Pentru o perioadă foarte specifică a preistoriei României, finalul primei epoci a fierului, începutul celei de-a doua, practic un moment în care încep să apară și sursele istorice antice despre, haideți să-i spunem, străbunii, aceia ce ulterior sunt cunoscuți în izvoare ca fiind geții și dacii. Din păcate, aceste cercetări ale lui Alexandru Vulpe nu au fost integrate în formele de evidență existente, de exemplu, repertoriul arheologic național. Noi acum avem șansa unor cercetări de amploare și de a veni inclusiv să corectăm repertoriul arheologic național. De asemenea, tot în bună înțelegere cu constructorul WeBuild, ne-am gândit să facem un program, poate din toamnă, dedicat, dacă vreți, de arheologie publică, scurte prelegeri într-o serie de școli situate pe traseul viitoarei autostrăzi, în care să prezentăm copiilor, dar și localnicilor, deci practic această istorie care le aparține, cum deopotrivă ea aparține și țării. Pot să vă spun, de exemplu, tot apropo de descoperiri foarte importante, este o cercetare făcută anul trecut, unde am fost în organizarea de la Cepari, a constructorului WeBuild. Acolo a fost cercetat un tip de sit foarte rar, o zonă de habitat, datând din perioada grupului Ferigile, faza a treia, în care am descoperit niște vetre portabile foarte interesante, legate, dacă vreți, de cultul strămoșilor din acea perioadă. Plus minus, discutăm de secolele 6-5 ante Christum. Deci, așa cum spun de foarte multă vreme, asemenea cercetări ocazionate de construirea de autostrăzi, atât în România, dar și pe modelul întâmplat într-o serie de alte țări europene, aduc realmente cunoaștere, patrimoniu și vin să ofere o perspectivă mult mai amplă și deopotrivă aprofundată asupra istoriei și arheologiei anumitor zone.